Un bărbat în vârstă de 39 de ani, șofer pe microbuzul școlar din comuna Bascov, a rămas fără permis, fiind depistat de oamenii legii băut la volan. Aceiași polițiști l-au văzut conducând microbuzul școlar în cursul zilei de marți. Știind că nu avea dreptul de a conduce, oamenii legii l-au oprit. Bărbatul de 39 de ani din comuna Bascov va fi cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere fără drept. Acesta nu avea dreptul de a conduce din cursul noiembrie, când a fost depistat conducând sub influența băuturilor alcoolice. Primarul comunei Bascov a fost uimit când a auzit ce s-a întâmplat, acesta neavând cunoștință despre faptul că angajatul său rămăsese fără permis de conducere, deși bărbatul, conform contractului, ar fi trebuit să-și anunțe superiorii. Eu nu am știut de situația lui că nu mai poate conduce. El avea obligația să anunțe conform fișei postului, articolul 18, scrie foarte clar. Este obligat să comunice imediat superiorului ierarhic, telefonic sau prin orice mijloace, orice eveniment de circulație în care este implicat. Edilul este hotărât să aplice sancțiuni ce pot duce până la desfacerea contractului de muncă. Zic că e un gest ieșit din comun, un gest nebunesc, mai ales că ai folosit un microbus școlar, un microbus cu copii, deci nu știu ce să vă spun. Chiar eu mâine o să vină și viceprimarul și împreună cu juristul, secretarul primăriei, deci conform legii și contractului și fișei postului, o să-l bag în comisia de disciplină și cred că o să mergem până la desfacerea contractului de muncă. Nici directoarea unității de învățământ nu a avut cunoștință de faptul că șoferul microbuzului care aducea copiii la școală nu avea permis. Aceasta a susținut că bărbatul s-a comportat absolut normal și nu a discutat situația sa cu nimeni. M-a surprins total această situație, deci îl cunosc de foarte mulți ani, de când este angajat, de când prestează servicii pentru școala Bascov. Fiind angajatul primăriei, a fost delegat pentru a face acest lucru. M-a surprins, deci nu pot crede că a făcut acest lucru. S-a comportat normal, ca de fiecare dată, glumea și cu elevii și cu noi. Dimineața aș lua cheile, pleca în cursă, probabil sfătuiam ce să facă. Adică să-și recunoască, să se ducă probabil la primărie, să anunțe. Adică, dacă te dea ceva de înțeles că ar fi, aș fi avut această discuție și nu s-ar fi ajuns aici. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, acum s-a ales cu un nou dosar penal pentru conducere fără permis, pe lângă cel pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice.